loc eu aparatul meu. Când mă anunță? Dar nu stă prea îndoit? Nu. Ha. Bun. Domnul Preda? Da. Mă bucur să te revăd. Deja eu îmi fac griji că nu te văd o zi. Ce faci? Dacă nu te văd o zi... Unele servicii Google nu sunt conectate. Ce înseamnă asta? Întreabă-mă peste o săptămână. Mama, cu cade celularul. Nu sunt conectate. Ce înseamnă asta? Întreabă-mă peste o săptămână. Eu mă văd. Numai eu mă văd. Dacă aveai 8 de la lung, deschideai ușa de spate și se făcea aici zăvadă. Dacă. Dacă. Ia uite reclamele la portenele, la cele. Salutare, domnilor, salutare, salutare! Ia uite reclamele la portenele, la cele. I-a auzit, n-am văzut, domnule, nimic. Am totul intact. Să trăiți, să trăiți. Domnul Preda, uitai. Ce mă uitești, bune, mii? Să trăiți, domnul Silviu. Manopera pe lucrare. Ce fac cu ei? Mamă, n-am înrămat și eu niciun ban de la tine. A? Să pun. Dar tu tot timpul știi mașina, ce mașina, ce mașina. Păi, la Tesla. Când ți-ai luat Tesla, atunci nu mai. Ai scos. Dar la aia... Nu. BMW-ul din spate e de vânzare, nu e de vânzare, e de reparare. Cu ce s-a întâlnit asta chiar? A fost de vânzare, prin alte țări. Cu ce s-a întâlnit oare? Nu știu, nici n-am întrebat. Și nici nu mă interesează, mă interesează doar piesele. Voi ați mă auzit să vă dea cineva piese de BMW? De exemplu, vrei trager, îți trebuie doar o bucată din trager. Să zic că da, îți dau o bucată. Nou e prima zic. Dată, second. Când aud că îi dă ochelarul de la afară, îi dă partea aia cu nările, bucățele din trager, nu tot tragerul. De regulă toți, dacă vrei orice piesă din trager, spune, a, nu, că ți-l dau complet, că după aia nu mai vând. Un spălător de far, un... Ce știa? Da, mâine, de mâine vedeți episoade. Dacă cumva rămânem fără sunet, să ne scrieți, că s-ar putea să nu stăm foarte bine pe baterie. Salut, Claudiu, salut! Furtunele la Aveo, am văzut. Aveți grijă cu furtunele de frâne la mașinile mai vechi, cam trebuie înlocuite, pentru că te poți trezi fără frâne din prima. Salut, Gabi, salut, Oader Gabriel, salut tuturor! Să trăiți și mult și am bine! Am filmat și Tesla, da, urmează săptămâna cealaltă. Când am plecat la filmări, am zis că mi s-a stricat Audi, am zis, ce unde mai trage ăsta? În legare ceva după el. Bună, bă, frumoasă mașină. Și frumoasă, și... periculoasă. Fâșneață și ce vrei. Are toate calitățile. Mâine, dacă aș avea posibilitatea, mi-aș lua una. Ca păi să știi pe bune. Cum? De... Pe cine? A7. Pe cine? Cum mai cumpără? Impecabilă. Distribuție recent înlocuită. Recent urmează. Păi e același lucru. Păi cum? Eu dau unui... Sau o dau la pachet care se grăbește, vrea să o ia repede. O dau așa. Da, George, toate mașinile. Vând și Touareg-ul, trebuie să vând și Laguna și Passat-ul. Vindem tot. Mă mut în munți, mă retrag la înălțime, facem live-uri în direct cu domnul Preda, el de la Craiova și eu din vreun vârf de munte. Dogarul Mihai Alexandru, Astra J, cea mai bună mașină. Ia uite pe păsărei, bă. Îi dădui pâine la păsărel. A, am greșit titlul, da. Aveți dreptate. Ce scrisești? E 20... În loc de 28-a 3-a, 28-a 4-a. Îl modificăm la final. Am fost și petrecere aici la curierat. Da. Vreau toate pachetele la timp. Cred. De-aia făceau așa zarvă. Mi-a trimis prietenii noștri de la Aval Store numere din alea de tablă, știi? Așa. Să punem la mașină când filmăm. Și omul le-a pus într-o cutie, l-a învelit așa în carton și a scris pe el fragil. Da. Și l-am găsit aruncat în curte, peste gard. Păi, și ce mai vrei? Fragil? Știi cu ce firma a venit? Cu ăștia. Bine, noroc că au fost de tau, că dacă erau de plastic sau de plastic... Păi, tu nu știi, Sorin, când ai comandat trapa la Subaru de a veni cu urma de bocanc și geamul spart? Noroc că era lui bun.
Ia uite că trebuie manuel aici, când îl faci Audi la detail, îl duci Audi la detail, la domnul nu-i convine nimic, adică la Robi. Bă, voi n-ați înțeles nimic. Domne, nu. Eu fac singur. Curățenie mașină, când cumpăr mașina, dau scaune, banchete, suflu, bat, fac curățenie și după aia doar întrețin. Am fost la Robi de mi-a polișat ceasurile de bord, că cineva le-a șters cu cărămidă, dar nu știu cu ce l-a șters înainte. Dar așa, nici nu am timp, nici el nu are timp. Îmi zice, eu adu-o și las-o aici dacă vreau să fac ceva. Și nu vreau să-l stresez după ce că el are 1000 de mașini pe acolo, fă-mi-o și mie. Că aș vrea să spăl cu ce ți-a făcut-o ție. Nu. Pe asta, că zici că e nouă. Nu. Oricum, cei care au văzut clipul în care... Cum nu-i convine nimic? Eu am făcut detailing-ul la Renault. Așa. S-au luat foarte rău de el, bă, că nu se face așa, că nu se fumează, că nu se pun brățări la mâini, că nu se... Dacă omul e atent. Dar voi n-ați înțeles un lucru. Eu nu am dus mașina la o firmă de detailing sau la un atelier dedicat care asta face, clientul la ușă, predare mașină, lăsare mașină. Eu am fost la niște prieteni. Dacă mergeam în orice alt loc, nu mă lăsau să filmez, plăteam o sumă mult mai mare și luam mașina făcută de ei. Nu știam cum ar fi făcută. Înțelegeți? Iar noi acolo am făcut un show. Asta n-ați înțeles. Voi ați luat-o, domne, că nu se face așa ceva. Scria unul. Cum, domne, dai cu acea soluție pe borci și pe pedale? Păi și ce? A zis Robi că la următoarea mașină care o să o filmăm, o să-și pună în sticluțe ușă stânga față, ușă dreapta față, știi? Bă, tu ai văzut, mă, că mai sunt o grămadă de ăștia pe TikTok, pe ăștia de prezintă ce fac ei acolo la un service. Nu mai dau nume. Și fac oamenii și ieftin, și bine, și toți sunt ăștia de comentează. Că așa, că de ce așa, că una, că alta, că e scump 5 milioane un element de vopsit, că... Bă, hai să vă spun o chestie. Dacă voi găsiți undeva vopsit la cuptor, cu mai puțin de 5 milioane, eu îl promovez pe omul ăla, îi facem reclamă, tot ce vreți. Eu mă duc la el și fac... La vopsire profesională, am și eu de... Da, eu plătesc personal 5 milioane, dar capota, o să ceară mai mult capota la Audi. Dar s-o scoată coală. N-are, are lacul exfoliat, cineva a vopsit-o și n-a vopsit-o bine. Da, e greu. Uite, Adrian Mihai, o să încercăm cu... Noul Tiguan, dar e greu cu el momentan. O să avem un Cupra nou de vreo 400 și de cai sâmbătă la Znagov și niște BMW-uri de vânzare, că și la Znagov BMW-ul e în floare. Avem F11 și nu știu câte seria 3 break de vânzare. La 307 pragul, dacă e un pic de rugină, se schimbă doar bucata aia ruginită. N-are rost să, dacă pragul e bun, să schimb toată bucata. Uf, mă, Nea Mihai, mă. Ce, bă, Nea Robi? Ce nu-ți convine? Uite, vine vara. Păi, dar ne mutăm afară. Aștept să facem grătarul sau să-l cumpărăm grătarul. Nu, mă, că le iau ce să mai... Decât... Dar, mă, bă, dar ce... Mamă, ce-am visat azi noapte, Nea Mihai. M-am trezit, m-am pus la somn și iar am visat. Dar ceva legat de mașină, că mi-au furat-o sau nu ce s-a întâmplat. Dar eram atât de disperat de mă trezi, nu știam pe unde să mă uit mai repede. Nu știu ce s-a întâmplat, dar... Cred că iau lanțul și o leg. Ia, Robert, ia-ți Volkswagen. Uiți de toate și de tot. Ascultă-mă. La asta, în loc să scadă consumul, acum a crescut, că a venit vara. Ce mă fac cu ea? Faci motorină de asta scumpă, ce să faci cu ea? Păi chiar de asta am băgat, acum ultima oară. Să poate să o halească mai repede. Bă, toate, Gabriel, s-ar putea să vin eu la vară când vin la domnul Păun și la băieți, trecem și pe la tine și îmi dai mie grătarul, bag în toaregul ăsta în spate. Păi da, eu am văzut, îmi vânzi un grătar, dar mi se pare că mi-a și trimis ceva pe acolo. Uitați că în viață cele mai bune lucruri sunt cele gratis. Păi nu e de gratis, bă, că vreau să cumpăr grătar, dar unele mă uitea și astăzi pe Olex. Cum poți să... Sunt ca pe deget așa țevile alea de groase. Ce făcute. Mi-ai tu de pas? Nu vreau să fac eu. Te... Bă, dacă vine un Opel. Opelul este cel mai bine. Vine ăsta de... Poate rămâne dracu fără fărâne. Că la 25 de ani cât are... Ăsta de păcălești oameni, de le montează becuri la oameni. De le luminează fața. Ți-o trăiți, ți-o trăiți.
Bă, Bizo, mă bucur că te-ai luat V10, asta este. Iau și tu, mi-am luat și eu sunetul de V10 decât momentan. Așa, Robert, o sculă la mașina lui. Păi, Cosmine, ce faci, tată? Ești de mult ce? Cu o aplicație de face audio în toate visele. Nu mă lași să mă tun și eu la ăla. Bagă-te, treci pe spate la... Cosmin, treci pe spate pe la asta și iată un scaun și ia loc lângă noi, că sunt întrebări și de becuri. Sau dacă nu, stai acolo, supasat. Moșelov. Întrebare. Da. Mașina ta poate face prin aplicația ca Dacia Spring. Cum? Asta... Nu cred. Atunci ai dat banii pe degeaba. Zici? Cum poți să facă de 8 Ferrari, țaca, păi tu te atenționează, că se aude tare. Păi nu, dar să facă ca Dacia Spring. Nu vreau, Doamne ferește. Dar blocau eu să spun. Păi ele zine că bagi o țavă pe tobă și înțepea difuzorul. Se aude mai trece prin ăla cu Dacia Spring pe la tine. Nu mai. Nu știu, ori și-a schimbat programul, ori... A văzut mașina. Am o doamnă, de vine pe la mine pe la bloc și lucrează pe acolo în zonă, parchează tot pe acolo pe la mine și ieri, alaltă când am pornit mașina, se uita așa, că nu știa de unde se aude și alaltă seară când a plecat, a filmat-o, dar nu știu pentru ce, pe care vreun canal de YouTube, ceva, nu știu. Da, da, da. De ce o filma? Eu fi trimis un bărbat, uite, cu ăsta m-am combinat. Bărbatul la muncă, prin alte părți, că așa mai fac femeile. Filmam un prieten de avea un fier steia de un metru un lângă scaun și am, pentru ce? Păi, m-am combinat cu una, uite, așa, așa, și bărbatul mă caută. Și măcar să am pe ce pune mâna, că mă întâlnit cu el. Nu o fac eu de ăștia. Da. Morel, despre baza, modernizarea bazei de la Cogălnicean, o să vorbim în niște episoade viitoare, live-uri cu domnul Păun. Mihai, dacă vrei să ne dai eu, scrie-ne pe Facebook, pe Instagram, pe ceva, la filmări. Vă așteptăm în continuare la filmări pe aici. Pentru luni încercăm să discutăm cu domnul Păun un subiect greu. Industria de apă grea din România. E apă și mai grea decât asta de la robinet. De valoroasă apa grea. Nu. Unde? Ia uite asta. Abia acum a trecut cu vise pe aici. Este noi bun. Suntem înainte cu o lună, asta e... Of. Of. Golf 6 sau Megane 3? Clar, Megane 3, nici să nu te apropii de Golf. Nu lua așa ceva. Se pot înlocui direct farurile cu halogen de pe Kia Sportage cu cele originale cu de LED. N-ai cum, nu cred că sunt plug and play. Trebuie să mai faci niște modificări. Alea ai un bec și halogen și la alea trei calculatoare. Alea pe la roș de să lasă farurile când e mașina încărcată. Sunt multe. Stai pe scaunul, nu am picioare. Bagă-te în Passatul acolo. Bun. Laurențiu Băncilă, dăm 5.000 de euro și îți dau Renault Laguna. A trecut prin RAR, n-a mai troncănit. Totul e linie la ea, urmează să fie matriculat. Contact cu cel, ia zi vă, contactul. 5.000? Pe cel de la preț de Logan? Da, stai. Ce contact mă? Ce becuri sunt mai bune dintre LED sau HID? Sau HID? Da, HID-ul nu sunt Xenon. Nu, LED-ul. Am făcut probă aici că de câte ori vine câte un kit de LED-uri noi, le băgăm pe aici prin farul și facem probe. Din ce în ce mai grave, deci că taie ușa. Care? Ăla de 12.000. Ia uite, întreabă Iulian, ia cu contactul cu cel care se ocupă de becuri. Trebuie să fii din zona Craiovei sau de la Craiova ta, de pe aici, vii la Robert și îl găsești foarte ușor. Bă, Emanuel, uite, tu faci o mare greșeală prin ce spui aici. YouTube-ul nu este despre profesioniști. YouTube-ul este despre distracție și entertainment. Niciun om normal nu se documentează pe YouTube. YouTube-ul este de divertisment. Dar te ajută, te mai scrii una, mai scrii alta. Mă spune, de exemplu, tăticul, cum dă bară la un Mercedes. Uită-te pe YouTube. Unde are prinderi? Și eu zic, bă, caută pe Google, bară, spate, Mercedes, ce model ai tu. Și are poze și din pozele dai zoom și vezi unde are prinderile. Poză tot timpul așa. Păi, găsești o bară de... Dacă, de exemplu, are Kia aia din 2018, limuzina, se schimbă becurile de Xenon. Și avea cremele la spate. Noi nu avem cum să știm cum. Și te-a uitat pe dar nu zădea. Și l-a dat juram? Și până la urmă l-ai dat jos că... Ai făcut tot juram? Care? Tot nu juram. Mi l-a adus. Nu? Of. E 65, care dracu' ea? Lui Vasile? Da. Am refăcut. Sumă de treabă. Bă, BMW-urile sunt fără rugină, să știți. E un mare atou al acestor mărci. Într-adevăr, vei plăti de-a lungul timpului reparații și piese,
dar nu vei avea probleme cu rugina. Și auzi, bă, ce becuri sunt mai bune, LED sau HID? Păi n-auzi. Ce sunt? LED-ul, Xenon. A, Xenon, da, ha. Cele mai bune becuri ca durabilitate rămâne în continuare, rămâne Ozera, mă, ce original de fapt, că ține ani de zi. LED-ul e mai puternic cu 20-30%, dar cu rata de viață maxim 2 ani de zile, nu o să țină mai mult. Pentru că dacă bagi un bec Ozera, te ține 7 ani, fără probleme. Mor tu și rămâne becul. Nu, dar sunt mașini care nu au schimbat de 10 ani, de exemplu, un Ozera, că le folosesc mai puțin. Ce da. E puternic, îți dai seama că mai n-are viață foarte mare. Dar știi ce cred eu că usează mult becurile? Mersul cu mașina pe denivelări. Băi, de-l drept. Da, da, da. Și mașinile care n-au daylight. Mașinile care n-au daylight. Da, care merg cu farurile aprinse într-una, da. Laurențiu Băcilă, în locul lagunei, îmi doresc să iau doar banii pe ea. Salut, Ovidiu, salut! Dar ai specificat acolo că faci schimburi sau nu? Da, 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 faci schimburi. Bă, Ovidiu, bă, ce să mai rezolvăm cu grilele de la Audi? A rezolvat? Autor necunoscut, am văzut. Am mai văzut două la vânzare, mă gândeam să-l iau, dar nu știu ce să fac. Să-l iau, să nu-l iau, dar... Pe o parte... Da, stai așa că sună chinezii, americanii, japonezii, ce sunt ăștia. Toareg, blocan central sau spate? Păi nu, atenție, că toaregurile care au blocan, toate toaregurile au blocan central și spate ca opțional, adică cel care are spate deja are și centralul. Cum e vremea? Uite cum o vezi, astăzi a fost calci bine. Nici prea, nici foarte, foarte. Bă, de dimineață a bătut vântul rău. Da. Da. Vine primăvara, ne-a robe, se ieftinește motorina, scade consumul. Ce? Dacă se bătă jumătate, îți 27 grei. Vă merge la mare. Plafonare RCA. Care plafonare RCA, că cred că se mai scumpește grav. Lasă-o să o fac să mai meargă toată lumea cu mașinile. Păi nu, în caz că nu știți, una din trei mașini din România circulă? Fără. Fără. Mamă, eu sunt printre ele. Eu sunt printre ele două. Ha? Ăia, de ce ești cu... Mută-te mai în față. Adică aici, lângă Passat. Ne auzim? Gata. Caut SUV Euro 5, maxim 2.0. E fiabil și bun. Volkswagen Tiguan. Da. Chiar e bună. Cât e o casă de 100 de metri, de 1000 de metri pătrați la Craiova? În Craiova? O jumătate de milion? De euro. Dacă aici e 200 de mii. Păi da. În izvorul rece. Flavius, cât motoarele noi pe benzină la Touareg? Ce să zic, eu mi-aș lua doar motorin. Mi-aș lua Touareg pe benzină la de se numește Lamborghini Urus. Sau Porsche Cayenne. Adică V8. Ăsta e X4 din spate. Nu e X6. Spese cineva aici, ce s-a întâmplat cu viitoare. Ce formă ne-ar vrea să ai picioare pe Passat? Dar știți că le-am lovit pe ăștia două. Ce? Passaturile. Între ele? Da. Cum? A căzut aia, am vrut să o dau mai încă cu cricul și a căzut aia în asta. Deci tripla a scăpat, că eram bun de plată. 50 de lei o triplă de asta, cine? Bă, ce-au ajuns? Sunt sigur când au ieșit. Să nu ți-i Passat. Frumoasele cu le fac cu și peștea galbenă după portbagaj. Scaile. Da. Sigănare. Ia. Asta sigur că ar fi făcut. Dar spuse, uite cât de frumos e ăsta din față și arătai triple. Știi cât costă triple cu LED pentru mașina lui? Cât? Noi, zi un preț. Nu știu. 120 de euro. 120 de euro. Noi, deck o firmă. Și nu vrea să știe. Depinde cum arată. Sunt 7-8 modele. Am văzut la câte unii niște triple urâte la Astra G-uri, crede-mă. Bă, nearobe, știi cum arată? Bă, frumoase, cu LED, deci moderne, nu? S-a terminat. Dar trebuie să-l păcălim, să-l ia cumva, recomandăm pe numele lui. Bine,
Intră, dar nu se mai aude. Neam. Mai fiabil va fi motor mai mare, zic eu. Nu? Da, da. HD-ul 2.0 HD e sfânt. Mai ales de la Peugeot. N-ai treabă cu el. A mers ăla de 46 de fezi, 250 de cai, ăla e cel mai bun motor făcut deodată de vândut. Da. Euro 4. Chiar și ăla de 136 de cai, Euro 3, a fost bun. Cristian. Nu știu dacă e mai ok Jetta sau Octavia. Octavia e un portbagaj mai mare și posibilitatea de a încărca prin ridicarea haionului. Sunt total diferite. Nu-ți da cineași clă din aceeași clasă. Mă aduce aminte că n-ai făcut zi, eu v-ați mat. Cred că la ăla. Nu, am uitat. Ai uitat? Acum. La Brașov cum e? E zăpadă. Da, e zăpadă. Că vreau să încerc cauciucurile așa, că nu le-am dat de două ori prin zăpadă. Ia uite aici. Ce zicea CLS 2009 320 CDI la 8-9000 de euro. E perfect. Presiunea din dezmembrări sunt ok. Dacă pleci pe direcția asta în viață, că să-ți repar mașina numai cu piese de la dezmembrări și să-ți iei CLS-ul, e ce trebuie. Cum să pleci în viață? Să ai câteva mii acasă, să-ți iei o mașină nouă, să știu. Cum să-ți iei mă mașină, să-ți zici, domnule, să-mi iau mașină? Păi că da, am că eu mă ghidez, domnule, să-mi iau F10, sau că sunt cel mai multe la dezmembrat, sau F46, că sunt multe. De ce să-mi iau un, nu știu, ceva de la rare, rău? De nu găsești, dacă îți trebuie o aripă, nu găsești. Bă, sincer, eu nu cred că un far de CLS-ul sau o capotă e ieftin. Eu mă îndoiesc de lucrul ăsta, la orice dezmembrări le-ai găsit tu. Ca să nu mai vorbim de faruri de Europa, nu de UK. Bă, Morel, asta cu, într-adevăr, este mai ieftin să conduci o mașină în Europa, mai ales la asigurare. La impozite, nu. La parcare, taxe de parcare avem și noi peste tot. Și cam atât. Foarte mișto mașină. Mie mi-au plăcut tot. Mi se pare una dintre cele mai confortabile mașini. Chiar dacă nu are suspensia pneumatică. S-a dat la mesaj că dacă schimbi laguna cu calul. S-a dat. Ne, Mihai. Da. Bă, mergea cu San Giung. Am văzut și eu ceva. Bă. Nu putea să mai prinde volanul așa săracul, tot cu bord în sus. Omul, lăsați-l în lumea lui, că e... Are luna și accidentul, vă spune Mihai. Luna și accidentul, inclusiv cu mașini de la filmări. Mie îmi place cum vorbește, dar în rest, asta, cel puțin ăla. Sperii copilul cu el. Nu. De a mers cu viteză cu aia, am văzut cum sărea bordul în sus, așa cu tot. Bă, uite, nu mă uit la așa ce au văzut. Dar în rest, așa mi-mi place cum prezintă mașinile, sau cum vorbește cursiv așa. În vară, iau. Bă, suntem pe aici, nu plecăm prea departe. Domnul Preda vrea să facă o... Vreau să mă duc la stațiune, la șerif. No, într-un weekend. Eu am auzit alt zvon. Nu, e tot muntele căzut, e semafor, stai câte o jumătate de oră. Dă-l drept, nu-i băi, dar merge. Merge, e drum bun. Unde, mă? Merge, da. Colo. Unde colo? Cum zici eu, la Moldova veche? Moldova nouă. Moldova nouă. De ce nu a fost drumul rău când a fost noi acum 6 ani? Am căzut o bucată de munte acum și se circulă cu semafor, se așteaptă. Deci mai bine nu. Dar am auzit că cineva de aici ar vrea să vă duceți într-o stațiune asta cu nume de mașină. Audi? Ibița. Ibița? Da, nu. Nu știu nimic. Nu mă duc eu nimeni de parte de casă. Nu ce pe Transfăgărășan. Eu mă duc la Herculane. Iar te duci pe Transfăgărășan cu F10? Mă duc cu Opel acum. Atât. Ți-ai luat rezervă. L-a și vândut-o pe aia, da? La o F10! Păi el avea una. Dar pe aia am vândut-o. Aia ruginită și am păstat-o pe aia ruginită. El avea una, a pus-o și avea nevoie de două. Dar a fost beton când l-am găsit pe ăla la 700 de metri de noi. Deci am dat 400 de lei pe aia și am vândut-o cu 350 de lei după 5 luni de zi. Bă, nu mai vindeți roțile.
Păi da, mă, dar bine. Acum e totul bine acum. E unghiul de fugă făcut, sunt anvelope noi. Pe cine dă 500 de euro pe două cauciucuri în România? Sunt puțini. Lumea vrea să ia second. Uite, domnul Preda a dat peste 1000 și ceva de euro pe niște cauciucuri, pentru că vrea să fie noi, să fie în siguranță, să fie ce da, bă, și mi-am luat la fel, noi toți de aici avem numai anvelope noi. M-am luat după Nea Mihai. Să meu de ăștia aia în pluse, să nu fie bun Robert, aici drag safe. Nu cred că te-ai luat după mine, îmi pare rău. Eu tocmai astăzi am schimbat roțile, le-am pus pe toare roțile de vară. Așteptări de la piața auto. Vor fi mașinile scumpe din ce în ce, iar atenție, mașinile termice și mai ales cele pe motorină, așa, se vor scumpi în România. Mamă, mai sunt 10 ani. O dau cu 40.000 atunci. Dumitru Valoca, chiar știm că suntem, îți mulțumim că suntem, ne consideră cei mai reali. Mulțumim. Chiar suntem reali. Îți scăzut antigenul din vas. La ce mașină? La asta, la Opel. Păi, de capul meu. Bă, cu frutul, nu-i? Cosmin, dacă vrei tu să deschizi iar capota la Touareg, că tu ai deschis-o acum 2-3 săptămâni, să vedem ce mai fac pe engenii de acolo. Să vii să schimb uleiul în cutie, bă. Ce? Să schimb uleiul în cutie la Opel. Nu, că îi dă din a patra, îi dă de a doua, dar n-a vândut nimic. Dar nimic, asta dacă se rupe, merge și luăm altă cutie. Cutia manuală nu înseamnă nimic, are nicio valoare. Ia, ba, dar o singură valoare financiară în buzunar. Mă refer cu... Financiară în buzunar, dorm liniștit. Păi, bateriile Varta nu mai țin ce era odată. Da, mă, da, eu am Varta pe toate și am luat cele mai scumpe și m-a ținut câte 5 ani. Da, da, mă, dar am luat Varta Blue, cele mai scumpe, nu din aia cu 2 milioane jumătate. Uh-huh. Am dat 600 de lei pe baterie. Bă, ăla sunt tot de la negri, uite, sunt vopsit de albastră, te-au păcălit pe tine. Asta are baterie, Varta pe ea are 3 ani și uite și acum merge impecabil. Uh-huh. Și e de 60 de ani pe sau cât are. Bine, la BMW originalul l-a schimbat în urmă. O să vedeți în curând un clip cu Touaregul, că-i fac clip 10 lucruri care îmi plac și 10 lucruri care nu-mi plac la el. Și clipul de vânzare a lui, pentru că va fi disponibil pentru un nou proprietar. Mai de vreme că nu, acum da. Eu nu mă știu cum să te mai cred, bune, pentru Mihai. Suma potrivită. Orice e de vânzare. Orice e de vânzare. Nu există așa ceva. Robert. Dacă te duci cu unul și ceva, îmi plac pantaloni, te-i dă-mi mie. Pleci unul pe cele goale. Dă-mi 3 milioane, băi, și chiar plecăm pula goală. Băi. Și crezi că eu te-am 3 metri la mașină. Doamne. Și acasă văd eu cum... Dacă tu seara asta o gândești și mâine te scurg, mâine e altă mentalitate. Hai, bă, cuvântul mai țigat. Nu se poate. Ia uite, trebuie să vedem un clip cu mașina ta. Deci domnul Mihai a vândut Passat-o când se închidea porta la garaj. Era prea lung. Păi se închidea. Dar la care nu se închidea? La 7. La mașini mai mari de Passat. De 10. Exact. De 6. De capul meu. E 10 l-am mai pornit de o lună, săracul, de la repreji. Păi da, dar vezi că... Știi că pornirea ăștia lungi și dese, rare și... Păi și la din Germania de l-au pornit câte 15 ani. Ele erau mașini de adevărate, alea de... Păi și Tesla, știu ce faci. Ah. N-avem și noi un mecanic bun, bă. Eu și... Ce vrem să faci? Bă, Lexus GS în loc de Arteon. Eu nu mi-am luat niciodată să conservă din aia. Cum? Dacă prietenul nostru nu răspunde la telefon. Eu am sunat. Am vorbit cu el. A, ce-ți-a răspuns? Bine că am spus să cer. Foarte bine, bravo. Hai că ascult acum. Mhm. Da. Mai vezi că se cumpere mașină. Mai bani de la mașină electrică, nouă. În afară de Dacia Spring. Eu nu mai gândul ăla că mă gândesc că... Mai ales când e iarnă sau vrei să pleci până undeva, trebuie să calculezi dacă se ajunge, dacă mai stai cu ea pe în coadă sau dai căldura mai tare sau ce mai faci și scade din autonomie și te lasă pe Renault, acum se numește Renault 5. Așa. Are 400 de km autonomie, vreo 27.000 sau 28.000 cu tot cu TV și cu tichet. Nu, și știi că scai are? Are 180 de cai. Nu e bine. Cum să nu fie bine? Are 400 de km autonomie, cu aia poți să pleci oriunde în țara asta. Unde? Uite, și dacă vreau să mă duc să mă întorc? Ești și băci o jumătate de ori la încărcate cu 100 și ceva de la fast charge. Sunt încărcări în România care se încarcă 40 de minute cu totul. Și dacă mai sunt 10 înaintea ta la coada acolo? Nu mai sunt, de unde? Vezi că mașini electrice pe străzi. Cum să nu fie? Păi de ce nu mai sunt? Că nu știa lumea, vezi? Cum să-ți cumpără Tesla în ziua de azi? Cum să-ți cumpără așa ceva? Dar știi că i-a plăcut când a mers cu ea? Bă! Îi place... Se ia plânsul dacă vezi cum mergi. Îi place cum trage. Nu pune-mi pariu că dacă îmi dai audio-ul tău și tu cu Tesla aia te fac de uit, kilometri îți dau. Nu se poate. Bă! Ce drag! Dar trebuie să-mi lași o zi, două, să mă întâlnesc cu audio înainte. Să rea... Păi și la prima curbă ce ai făcut? Ce ai făcut?
Păi și aude așa face. Dar cum? Ce vor? Asta fuge, cred că se dă peste tot. Du-te, bă, de aici. Că... Nu sunt bune, bă, așa tot, că de-aia nici nu știa mult. Hai de capul. Las că nu eu aude așa. Când văd mecla asta în stema de Volkswagen aici pe Haion, nu aud. Bă, nea Mihai, bă. Deci mai trecu un avion pe pole, auzi. Dar de la fum, ce e ăla de să faci albe alea? Chemtrails, de la de... Ne gazează. Mm. E doar o teorie. Bă, Leonard Mircea... Bă, merge mă să l-am îngrătat. 1.5 diesel sau 1.0 benzină. Merge mâine, merge și la Leonard. Ambele sunt bune, ce să zic. Chiar am nevoie. Am nevoie de niște ceafă, de niște cârnați, niște... Facem un grătar mâine mai aici? Păi facem, dar le trebuie... Trebuie să luăm un grătar mișto, să nu luăm ce facem. Păi ce nu luăm un grătar mișto, punem bani. Eu am luat cărbuni, tu e grătar, Mihai carne. Cu Mihai luat cărbuni, pare rău. A, da, bă, bravo. Păi pun și eu bani la grătar. Da, hai să punem 100 tot sau 120, să luăm ce face. Păi hai că vă dau și eu bani, te văd ce-ți luat mâine. Mergem mâine azi, când mi-l aduc. Mi-ar place și un disc. Cel mai bun grătar, disca mea, ca să l aduc. Ai? Că stă, dar să-l faci. Nu vrei să mergem în duminică dimineața în târg? În târg? Și să cumpărăm unul solistă de 4-5 milioane mare de tot, atâta. Da, păi ce faci cu atât de mare? Ce faci? Jumate carne, jumate legume. Păi dacă sunt 3-4-5 oameni, cât tu mănânci? Ce ai? Poate ne mai facem metru, așa, noi. Mă, atâta înseamnă, atâta înseamnă un metru, nu înseamnă atât. Păi tot dai seama că... Mai bine mare decât ai văzut la tăticul, făceam 3 ore. Dar tăticul are 60 de centimetri și e greu până faci pe toată. Pe exterior și înăuntru are 3 ore. Bine, spuneți dacă vreți bani, vă dau, dacă nu, faceți ce vreți. Dar ideal ar fi, știi, să găsești grătar, partea de sus, din aluminiu sau din ceva șmecher. Ăla de pui cu găuri, ți-am spus, multe și mici. Găurile nu au probleme, că nu au mitraliere și trag. Poți să faci grătar și în pasat ăsta aici așa. Păi da. Da, mă, mergem mâine și eu. Mă, vrei, luăm un căruț de la Kaufland. Mă, mă, faci focul sub el, întorci invers? Vrei să spun ce mașină, mă gândi să-i fac o ofertă lui cineva, că stă un nou două. Ce mașină? Ar fi să o vând pe asta? Golf 5 GTI. Golf 5 GTI, bă, du-te, bă, de aici, că am pragurile. Chiar am pragurile aici, două. Bă, 2000 turbo, nu... Te aștept, pui bine la pragul, tot așa sunt proaste. Mașina are 80.000 de km. Păi de ce oare? Ce oare? Păi a lăsut din Italia, a avut un proprietar, tot un champion. Ar fi mișto, 16-20. Păi exact ce ți-ai dorit tu. Da, chiar m-aș dori una din ea. Lexus, eu și tu. E numărul 1 Lexus, mă, da. Eu zic că la 200 de cai își face treabă. Da, eu am filmat, am mers, că merge mișto. Merge mișto. Ai și volanul la DGT-i, te-ai ajuns și de aplicație. Gaune de tot. Da. Jante de alea, cum îți place cu... E adevărat că Audi nu e mai fiabil deloc. Zero. Fiabilitate zero. A, nu mai sunt. Nu mai sunt. BMW-ul chiar se conduce ușor. Stă bine pe stradă. Nu mă uitam acolo că mă fac să mă ușiu. Mi se pare că vine... Eu mă uit la tine, mă uit încolo. Păi, au venit clienți la garaj cu seria 7, 2017-2020. De ce nu vii lângă noi să vorbești aici? Că nu au oameni de bine. Nu arăt foarte bine în momentul de față. Nu arăt foarte bine, dar nu arăt niciodată bine. Ia un bec în gură. Ia un bec în gură și la prinții, nu se vede. Seria 7, 2017 sau 2019 facelift-ul, 3000 diesel simplu, la 90.000 de kilometri. Caput motor. Nu, s-au stopat alea, cum se numesc, clapetele. Și? Serviciul nu trebuie să trească. Păi știu, dar la 90.000 de kilometri. Păi destul cât când se merge. La 90.000 de kilometri mai ține încă 10 ani. Păi dacă ți-a arătat misia la asta când am dat-o jos, bucata aia de ce am să dă cel mai ușor cum arăta, ea normal îi bagi 4 degete pe țava aia și mai băgai decât 2. Mă, la ce mașină? Hmm? Aha. El e, da, el. Mă! Nimic. Zi, mă. Un băiat întreabă dacă tu ești visă. El e, da. Nu sunt, nu. Bă, sunt mai frumoase mașinile, într-adevăr, sunt mai atrăgătoare, mă, așa, dar nu mai sunt atât de fiabile ca în trecut. Tu mai de asta, dacă îi vând mașina și nu se strică, voi ce mai... Voi, ăștia care au piese auto sau fabricanții de piese, ăia nu mai câștigă. Vise sau Wise, vezi? Chiar nu te putem boteza în Wise, știi? Wise, cu W. În loc de Vise, scrie Wise. Wise. Nu-mi place să potrivește Wise. Deci nu ai păstrat vere de număr la Dacia albastră? Vis. Aveai vis? Bă, da, eu de ce... Nu cred așa! Aveai vis, mă? Da. Așa a fost, am pus eu. Mamă! Ia uite, prieten cu tine, un băiat, Mădălin. Băi, prietenul nostru! Îl aduc pe Mihai, mai mergem iar, că am fost odată cu el, și acum vin amintiri pe Facebook.
Am mai făcut poză acolo. Unde am fost? La Zalău? Da, am luat un BMW. Am făcut o zi pe dus. O noapte dus și o zi întors. Au și zis un băiat. La un buget de 6.000 de euro ce recomandați? F10. F10 cu volan pe dreapta. Mamă, a venit ieri. Cineva cu un Audi A4 cu volan pe dreapta. Au fumat și chiștoacele erau ajungate prin toată mașina, scaunul, pielea ruptă, cădea pe jos. Trapa nu s-a mai închis, a dat la pumn până a leșinat-o. Bă, a tras cartonul ăla, nu știu cum l-a scos, cartonul l-a scos după ce dai geamul jos. L-a scos înainte. Ăla l-a scos pe sub... Bă, n-am văzut mașină mai rea ca aia. Dar avea grilă de aia cu faguri în față. Da. Wise înseamnă înțelept. Eu. Wise man. Eu știu ce băiatul ăsta, că vrea să și-a un 420i. Bun. Cel mai prost motor din istorie de la BMW de 2000 benzin. De unde știi tu? Cum, dacă toate s-au strecut? Uite, așa face turometrul la 2015 cu mine la noi. Aia e mașină. A venit seria 1 în garaj 2015 și uite, știu cum făcea turometrul. Avea 150 de cai sau cavă de benzin. Motorul de la E46, valvetronicul, cum a fost? A fost o mizerie, ești nebun. Mai construiesc marca Opel germană. Păi ăștia de vin pe la noi, pe la reparat, pe la mine, cel puțin, da. Da, întoarce camera să vadă lumea ce înseamnă Germania acolo. Și arată ce înseamnă Germania. Astrageu, văzut băiatul ăla, mamă, asta e Opel-ceu. Cine? Nu mă știu cu cine vorbeam. Bă, sincer, un Opel Astrageu din ăsta sau Golful 4 ăla de l-am filmat ieri, sau la ce? Sunt rarități. Puse la punct, îngroapă jumătate din ce este în clasa compactă nouă astăzi. Dacă nu trebuie sfertul din ce. Ce hibride, ce trocănele, ce... să fim serioși. Bă, e clas cupe, da, e o mașină interesantă, dar e cam scumpă pentru anii ei, exclusivistă oarecum. Dacă e 2010-2012, impecabil, le face între 9.000 și 12-13.000, dacă arată mai rău, între 7.000 și 9.000. 2-2 e obligator, nu 3.000. Nu, bă, mai bine, voi cu un an, doi mai jos, dar să fie impecabil. Bă, a avut o mireri pe an Italia, 3.000 diesel. Cărâma e neagră. Da, nu s-a stricat niciodată. Da, dar tu cum arăta, era spartă. Păi da, pentru că el a vrut. Dar el nu e pretențios. El a vrut una 7, nu cu 9 feze, nu cu 20.000, a vrut una cu 10.000. La mulți ani, Irimia, Radu Silviu, să fii sănătos la pungă gros. Poți să ne dai o donație, ceva, de ziua ta, că noi n-avem ce să... n-avem ce cadou să-ți facem. Eu știu, întreabă un băiat, crezi că mai merită E90, 9 feze la momentul actual? Da. Dacă ei la 200.000 de kilometri și ei din Germania, e o mașină foarte bună. Eu cum ar dau alea două de am făcut de ultimele. Da, da, da. Cu distribuția în față, 105, 100, 163 de cai. Copie după 5. Frumos. Alex Car, eu zic să vii, focusul să-ți iei un Octavia, cât mai nou. Părere de Toyota CHR pentru Uber Bolt. Nu există altă mașină mai bună pentru Uber și Bolt. Dar mașina aia, Toyota CHR, nu este bună decât pentru asta. Eu. Salutare, salutare tuturor din nou. Să merită, ce are să merită? XC90 și chiar cu mașină. Păi, ce ai, bă, tankuri de mașină. Dacă dai cu un XC90 din ăla într-o mașină autohtonă sau așa mai... Sandero, ce preț are? Mi-aș fi o mașină să am tot numai zăpăsificie. Bă, Andrei, dacă ești din zona Craiovei, vină cu ea la filmări, că te ajutăm să o... să o vinzi. Îi face clip de filmare. Q3, Q5, Q... ce mai sunt? X3, X4, urât. Adică Q5 e urât cu parchet de S. Mă bine, Q7 e frumos. Păi și Q5 e frumos, cu jantă pe 21, cu aceeași cai ca a ta, 325 de cai. Bă, Ram, din păcate în România nu se va umbla la impozite și la taxe, de la norme de poluare din astea, pentru că e un bazin electoral, sunt niște alte... România funcționează altfel. În Occident s-ar putea să... Dar eu voi vota politicieni tot timpul care nu vor pune astfel de interdicți. Din punctul meu de vedere, mie nu-mi plac astea jumătățile astea de măsuri. Q3, nu știu, nu-mi place mie, e micuț. E un polo înălțat. Nu-mi place Q7. Are clientul meu Volte, are soția lui 2013, are 120.000 de kilometri. Eu când spun asta, eu nu mă refer la așa modele ultime, ca și Tiguanul, când Tiguanul mie nu-mi place, dar ăla 2019-2020 de mi l-a arătat tu, ăla da, îmi place. Da, eu spun pe ăștia, X3, de exemplu, 2005-2007, 2000, pe aici undeva, Q5, Q3 sau ce mai sunt ăștia, primele modele. Ăștia noi sunt frumoase, cu, mai ales cu pachetezani, cu
jante mari, cu ăștia, nu pot să spun, doamne, că sunt urâte, ar trebui să mint sau să-ți vine bun. Bă, Fulger RT1 e o mașină mișto, doar că este scumpă, elementele de caroserie sunt scumpe, iar motorul BTDI este sensibil. Eu aș lua de 190 de cai, sunt suficienți. Dacă e mai bine, faci un soft și te apropii de părere, de puterea aia. Dar când vite de ieri motorul la Passat ăla de la firma noi. Am un prieten, dar un Passat ăla negru. Sau ce dracu de culoare? Negru, negru. L-a făcut de 300 de cai. Bă, tu cum merge? XC60-24 Fady sau X3. Sergiu, sunt mașini diferite. Dacă îți place Volvo, ți-ai Volvo. Dacă îți place BMW, ți-ai BMW. Cum se poate? Trebuie să ții modele mai noi ca să fie mai mișto. Da. Ca să oferă un ecran mare, de la baia de ulei. Da. Păi, simplu, îl curăț cu lama de ăla de mult pe baie, după aia ții pe o mașină pe de sârmă. Dar nu de-aia tare, grav să rupi. Mai bine ați una 5 decât un Arteon. Păi un A5 ca să ții 2017-2019 între 25.000 și 30.000 și un Arteon între 18.000 și 23.000-24.000. Sunt două prețuri total diferite. Să merite să faci la orice mașină, că se schimbă, ai mai multă putere, ai... Dar bine, aveți grijă și la cine le faceți, că am mai făcut eu o încercare de asta. Cât a costat încercarea? Pentru o săptămână. Cât a costat încercarea? Da, dacă ai 30 plus, volă, BMW. Salutări, Barabuie, să trăiți, Gabi, salut. Frumos acolo. Veniți colibița, la vară. Colibița, bă, ce frumos, cum stăteam la piscină acolo. Mergem în vară asta. Miliotip. Fraților americani. Sunt viața mea, Miliotip, dacă nu m-am luat. Are și poster în cameră cu Miro. Tot ce am putut, am tricou, ciocane, toți dragi, bituri din alea, bormașini, tot mi-aș lua Miliotip. Ce mai frumos din viața ta? Oare găsiți schimbul așa, trebuie să-mi iau numai Miliotip la vreun magazin de stat. Ha? Soft la Dacia Spring, va rupe asfaltul. Da. Bă, Rubi avea soft la Corsica aia, știi? De 1.7 de avea și rupea pământul. De cum e că 5-și către nou motor le pus la fel? Nota 2 stai jos. Nu sunt Q3-ul este un polo înălțat. Hai la mine la pensiune, dacă e mișto și sunt condiții, mergem acolo. La șanet. Dacă vreți să vă duceți, vă am eu numărul, Gabi, da. Deci a văzut o mașină mai devreme, un Ford Mustang. 2.3 benzină, EcoBoost, 317 cai din CLTS, 2016-2017, a cumpărat-o de la Țigară, cred că anul ăsta sau anul trecut, și a dat vreo 22.000 pe ea, și tobele negre toți. Pe benzină cum vrei să le aibă? Pe cum? Mașinile pe benzină le-au curate. Când merg cu GPL-ul. Care sunt sănătoase. Nu, mașinile pe benzină mai greu cu... Și ăla e 46, de ce era curată tot? Păi aia erau mașinile adevăratele. Chiar erau. Bosch, nu știu, n-am folosit. Cine și-a luat Bosch? Ăsta de la David. Și-a luat-o de aia pentru mașina de curse de oare. Nu, n-am văzut nimeni să-și cumpere. Și am strâns eu cu asta. N-am mai desfăcut. N-am desfăcut nici bătut. Nu mă deranjează că moare bateria în 4 ore. Că oricum eu nu o folosesc așa grav, în continuu. De dimineața până seara să stau numai cu bormașina unul. Dar bă, mai multe baterii. Urcă pe aia, bă, pe alaltă, pam. Uite cum te salută un băiat, salut grasul. Să fie sănătos. 1.5 DCI, 1.6 sau 1.6 TDI? 1.5 DCI. 1.5 cel mai bun. Păcat că e montat pe mașinile nepotrivite. Dar la nouă ceau, mai noi sunt 1.6 ăștia mai noi. Și 1.7 DCI chiar. Pe bune. Există 1.6 biturbo. Talismanul are 1.6 biturbo. Și 2.44. Dacă Q3 e polo înălțat, Q5 ce? E Q7 coborât. Bă, nu mai stau să vă explic ce înseamnă motor amplasat longitudinal, transversal, ce înseamnă sisteme de tracțiune, cum e suspensia la un Audi Q5, cum e la una cu un Q3. Dacă nu aveți nici cunoștințele astea elementare... Gama Audi rămâne bine în continuare. Rămâne cotată una de cele mai bune mașini. Fi bineînțeles. Da, intrăm în Schengen pe ușa din spate. De fapt, avem așa, intrăm doar cu capul, cu corpul nu.
bine că facem un pas. Ha? Cu pași de ăștia, na, Robert, morim noi și nu mai ajungem la capul străzii. Da, uite, de întreabă un băiat aici, nu are și 2000 de bani. Ba da, dar foarte rare talismanul. Și 4x4 și simplu. Dar variantele după 2019. Foarte rare talismanul de 2 litri. La noi 22 de grade. Sunt foarte scumpe din ce știu eu, 2000 dieselul ăla. Mai ales inițial în Paris. Serviciul s-a adunat lui domnului Preda? Nu e al meu personal, că n-am avut cașcaval și de Audi și de tare, de teren, de ceva. Și în bani am avut, gata, îmi stau cu meu Audi. Ca să alerg mai repede, să caut hală. Bă! Baci, Alexandru, dacă ai ca, vino, fratele, fă o plimbare pe la Craiova, că nu consumă mult. Pangea despre Porsche, sunt nenumărate Porsche-uri Cayenne filmate pe canal. N-am prins noi Panamera niciodată. Dar Porsche... Panamera de aia și electrică. Sau cu electrică, nu știu ce. Taycan. Taycan ăla nu e Panamera. Nu? Păi, ce dracu' aia, nu e Panamera. Ba da. Ce porni? Mulțumim, Gabriel, mulțumim. Ce vreau să mai zic eu pe aici? Deci, baci, Alexandru, vino cu că chiar e senzație. Da, Panamera hibrid, da, da. Știu că am un problem cu așa, tu știu la... în Bulgaria sau nu știu unde, cu baterie sau nu. Ce nu se pare când bați 40 litri, 50 de litri într-o mașină? Pe ca să te obișnuiești cu mașina electrică, știi? Care n-a ajuns prea departe. Pa, Cosmin Costin, îți trimit poze de seară. Să vadă lumea OPC-ul ăsta. Hai de capul meu! Hai, bă, hai, laudă-te cu el, hai, hai! Ia, ia, arată-ne cum s-a prins farurile, vă place acest Opel cu look de OPC, că sub capote este 1.6 fără GPL. Fără GPL? Ia dă-i blitzuri. Păi având un becul. Având un becul. Asta are blitzuri pe scurtă? Nu, dă el din aia. Sunt sigur că nu are becul pe lungă. Proiectoare? Fai de capul meu. Unul așa. Rachetă, bă, ce să mai. Da, mă, becule pe lungă le vinde. Păi și trebuie de ce dă blitzuri pe scurtă? Cum dracu? Pe scurt, pe lungă. Păi și de ce dă pe scurtă? Păi nu dă, face el din ăsta. A, face el. Și ce face dacă vii tu și nu are becuri și le are știu, pe știu. Asta le scoate repede. Bă, tată, mi-a promis că mi-a adus o cutie de becuri și... Opa. Nu știu ce a făcut cu ele, a zis că le-a adus să-i dau banii pe ele. Dar să te duci tu să-i grătă, să nu-l lași pe ele. Pastramă și un burs, aoleu... Mamă, iau și tu, Rea Mihai. Am fost la câmpul lung odată. Ce să ne-au vrut, mă duc să-mi iau o șaurma când pleci. Dau golful, să iau Passat. Și Passatul și cum era. Mă duc să iau o șaurma. Când plec de la tine și gata. Ce mașină ați cumpărat pentru un personal? Pă! De 19.000. Mă dă două la blitz și mai văd. De 19.000. Audi A7, așa, așa mai. Ai ceva. Păi ții 90. Pune ce? Dar ce mă, cum să ții mai mult și trebuie neapărat Audi? Hyundai Elantra nouă, da. Chiar. Duster nou troacă. Nu, bă, nu bă, așa. Modelul nou de Duster. Pentru asta care va stinge lumina la orice mașină. Să ții Duster nou troacă. Bă, dacă stai să te gândești, e bună să ții mașină nouă, când măcar și câțiva ani n-ai treabă cu e sigur. Măcar ce puțin. Aduți aminte de domnul Păun. Lasă, domnul Păun, facem, trecem la excepție. El prea pretențios. Mai sunt mai mulți. Și-a luat mașina nepotrivită pentru pretențiile lui. Eu zic că asta e singura... Singurul inconvenient. Da. Da, uite, sunt mulți care... Ieri am vrut să-ți fac poți la mine la bloc, cum stăteau. Sunt patru locanuri la mine la bloc în zona aia și toate patru au una spatele altea. Da. Bă, de ce să mint? Ăla are 36, românul ăla, de-am filmat-o pe aia. Și bă, mare una, M50. Și are și vreo 60.000 de kilometri. Și arată s-o grav, rău. Odată, să dăm și pe auto. Și cum arată? Sau, bă, și interiorul, tot e frumos de aia. Aia de ce să mint? Chiar mi-ar place. Mi-ar place pe bune. Da.
Cătă, te salutăm. Pregătește-te că sâmbătă avem probleme mari. Trebuie să vindem nu unul, ci două BMW-uri break. Nu știu cum. Da, te ajutăm pe băieți că sunt prietenii noștri, urmăritorii noștri. Dacă pui LED-uri pe scurtă și n-ai lupă, o să... O să rămâi fără talon din la primul polițist care te va vedea. Depinde ce becuri pui. Dar există riscul cam 80-90%. 99%. Să bată foarte rău, așa, bat peste tot. Nu, lupa direcționează lumina doar de aici în jos. Și ăla, dacă bat rău și un echipaj și te vede, păi cui a luat? Luandi? I-a luat certificatul. Avea LED-uri și pe lungă și pe proiectoare și din când în când ai văzut că ele dau un impuls. Și era rar în față și i-a dat mașina. Pac, pac. Blitzul pe aia. I-a semnalizat pe oameni. Da, bă, și ăla, oho, bagă acolo, certificatul, gata. Am praguri de Chevrolet Kalos de înlocuit, la Mihai. Și Chevroletul mai ai? Chevroletul tu? Cum îl aduce? Azi că urmează să-l aduc, întâi a adus pragurile. Tu îți dai seama, alea au fost cu tabla aia proastă de noi. E rău, rău. Uite, poate să atunci dacă le cauți n-au rugine. Uite, știu, de când stau numai aici. Le mai stropesc eu așa când și cum. Și tot, le-ai umplut cu apă, nu că le-ai... Pe ăsta îl spun cu furtul mai interior. Păi se pune pragul în Mihai și... Na. Uite, am mai vândut plafonul după aia, mai avem motorul și ce mare, două uși. Bă, Florin, asta cu apa la Audi-uri, nu știu ce să spun. E un defect de fabricație. Mai multe generații au problemele astea. Ce face? Nu stă la 90. Mergi și tu cu ea așa și nu te mai uita la acel indicator și gata. Uite, bă, am des... Ce e asta? A, dă-le încă, vreau să fără baterie. Dar asta se dă jos puful ăsta și rămâne gaură. Da. Și vorbești acolo, se aude așa ca în țavă. Nu, se aude la fel, puful e pentru vânt, știi? Avem și, am și fire pentru ele, ca să mergi cu ele la mascaști, ca la TV, să-ți ies în buzunar. Deci tu, vaselina aia cu, dai pe ceramică, cu cupru. Am spălat vesta asta de 10 ori și nu se ia. Păi la ce să mai se ia? Păi să se ia. Păi de ce să se ia? Nu știu, aici m-am pus, m-am lipit tot la fel de un disc pe tun. Nu mai flora pagul. Nu mai pronunța în F10 cuvântul distribuție. Nu mai băga mașina în service doar ca să stea la umbră. Nu mai bag, dar trebuia să o fac de astăzi seară interior, dar fac mâine. Mi-a căzut de două ori scrum pe lângă scaune, cu ochii la modulul lupește. Bă, cătă la cinciul tău are boxe de astea de se aud în tobe. Că domnul Preda așa a făcut o modificare la ea, îți povestesc eu sâmbătă, e o sculă cu aplicații, face ca V8-ul, face ca toate felurile, mai puțin ca Dacia Spring. Pangea, la ce întrebare vrei să-ți mai răspunde? Că l-ai pus un milion de întrebări. Eu, fiabilitate la Audi. Nu știu că nu, eu nu sunt... Mie-mi plac. Acum ai văzut că sunt... Dacă te urci două persoane într-o mașină, te cum am fost eu cu Mihai, am filmat Tesla. Lui nu i-a plăcut, mie mi-a plăcut. Mie așa, nu mi-a plăcut un singur lucru la aia. Nu mi-a plăcut cum stă pe drum, când o forțezi. Eu ce să spun? De... Mie-mi place Audi. Acum, cu fiabilitate. Când o iei, e ca rumânca. O iei, dar nu știi ce se întâmplă pe parcurs. Te mai bate, îți dă cu tibia în cap, ca oricare. Uite, eu am avut a patru ori. Rogan 1, praf pe tablă. S-au dus, de mă. Sunt bune. Ăla n-are Rogan 1, ăla de la locul 27 milioane. Bără, bără. Știi unde cu el, în Belgia acum. Cu el? Da. Pe roți? Pe roți, da. I-a leșinat o planetară, că unul a schimbat eu atunci și am trimis o pachet. Și-a schimbat. Mai mult costă transportul și lucrarea decât planetară. Și-a schimbat-o singur. Decât mașina, cred că. Și merge, n-ai treabă. Acum i-a schimbat lui în cutie, dar n-a avut să bage pe tot ce a... A băgat mai puțin. Bă, nu știu, mă, dar mașinile alea sunt încercate rău de tot. Și te bă, că merg. De. Thank you.
o mașină până în 8.000 de euro. Passat B6, chiar B7. Mai trimite când am schimbat, când am schimbat trei rulmenți, că nu știam care se aude. La Maroc. Cele plimbară pe viraj cu el, bă, s-aude pe asta, nu bă, pe asta. Atunci s-a fi filmat bă, nearău, bă. Stai de capul, bă. Bă, cu nimiță. Hai, mai stăm 10 minute și mergem către. N-avem lumină suficientă. Mă duc la bloc frumos, scol pe 5 dimineața, dau aia în blană dimineața. Da. Cum pornește, bom. Stai de capul, bă. Dacă vrei, nu. Îl dau jos. Nu. Nu că n-am luat ce să-l pun. Poți să pui pe orice mașină. De are pedală și... Se, pe toare? Păi da. Pe orice mașină îl pui. Cât bani ai dat pe ea? Păi lasă că te-am dat eu, dar tu trebuie să iei tot sistemul. Și cât la scum de tot? Da. Las. E ceva. Găsești și mai ieftin, sau găsești și second, sau găsești și cu un difuzor, nu cu două. Un generator de sunet. Am văzut la unul pus, la un... Da. Da. La un, ce trecurea, mă, eu sau ceu? Mă, exact în roata de rezervă, în gaura aia, era pusă boxa aia acolo cu o țeavă înduită în jos și spartă plasticul acolo și se audă jos, sub mașină. Bă, m-am întrebat rău de tot. Fierele trase, aruncate de acolo, zici că l-a pus, dimersi l-a pus. Bucur, Gabriel, știu ce înseamnă să cauți toareguri bune. Nu, un toareg de 2.5 nu poți să-l cumperi decât de la un proprietar care... Să zicem că poate demonstra cu ceva facturi că s-a înlocuit pompa de apă și că mașina a mers cu uleiul potrivit. 2-5 ore un motor sensibil la ulei. De acolo apar toate aceste probleme la axele cu cam. Asta cât te-a pus de aia, X4-ul ăsta? Sună că pesă. N-am pus tor, iară de fabrică și am luat doar modulul ăla de la Max sau cum trebuie zice. Bă, și omul ăla avea reglat cum i-a plăcut lui și mie mi se părea că se aude cam încet, dar cu toate astea mă gândeam, dacă descarc aplicația și intru prin alea, nu mai termin cu reglajele și nici nu mai am chef de muncă. Și așa, s-a întâmplat. Da. Și seara atunci, dacă nu m-am plimbat, am dus mașina, cred că de avea 150 de grade apă. M-am plimbat în continuu, dă-i în gură, iar, pe spor, pe aia, dă-i mai tare, dă-i mai încet, dă-i. Vezi? Care foarte multe reglaje. Vezi, asta înseamnă să n-ai Volkswagen. Și m-am pus, am ajuns acasă derutat, nu mai știam nimic. După aia am făcut baia, am să mai dau o tădă. Nu cred așa. Ba da, iar am ieșit, iar am dat, iar dimineața, capul, iar. Și tot așa, eu bărcă pe fiecare, de câte ori merg cu aia, eu sunt cu telefonul mână. Răzvan Petrescu, știu, m-am gândit, dar Hyundai, nu poți să cumperi o mașină de off-road, o mașină rară. Punct. Pentru chestii de genul ăsta trebuie o mașină cât mai comună. Neaviu e cineva. Neaviu, tot respectul, e un nene deosebit. I-am dat cerere de prietenie pe Facebook, nu mi-a acceptat. Lasă că dacă ne facem într-o zi spre el pe acolo și tai tragurile la... Păi le taie el! Pe alea le face el, după ce le face. Claudiu, mașină berlină până în 8.000 de euro pentru cuplu cu niște bagaje. Passat pe motorină. Punct. Nu există altă mașină mai bună. La Touareg? La Touareg trebuie să te uiți la multe. La rugină, la motor în V, să n-aibă scurgeri, la injectoare să meargă cum trebuie și să n-aibă din nou pierderi pe lângă ele. Să-i scoți filtrul de ulei să n-aibă pilitură, filtrul de motorină să n-aibă pilitură, cutia să schimbe bine în toate vitezele, să nu troncăne, de rugină. Gata, e cald. Nu, e gravă situația. Pe 600 de cai, iau și tu Tesla. Da, bă, Tesla e Tesla. Adrian Mihai nu pe Bulgaria, nu. Dacă l-aveai pe România și era auto-utilitară, poate stăteam de vorbă. Răzvan Petrescu, vino dacă vrei la Znagov să ne vedem, dar nu-ți promit că avem timp să o și filmăm, pentru că deja sunt foarte multe mașini. Păi Pangea, uite, asta e o întrebare pe care la care răspunsul este la fris singur. Ia, tai și citește așa puțin despre
motoare, ce înseamnă transmisie, motor amplasat longitudinal și transversal, care sunt avantajele și care sunt dezavantajele. Și discutăm pe live-urile următoare. Asta nu pot să stau să-ți explic niște lucruri de bază. Dacă nu știi lucrurile astea de bază, te uiți degeaba la un canal despre mașini. De ce unde mine să uite degeaba? Uite, mă află de una alta. Că Passat ruginește, că... Cel mai bine, Răzvan, ne vedem altă dată. Am vrut să fii inginer pentru lucrurile astea. Dar și cu ce te ajută informațiile astea? Asta inițial, cu ce te ajută, bă? Eu zic, dacă orice mașină pornește, merge și trage cum vrei tu, stă pe stradă, ai spațiu, îți place cum merg bavarile, becurile și așa, muzica, se aude bine în ea, ai luat-o, te-ai dus, nu te mai interesează. Care motorul așa, așa, în spate, în față. Uite, dacă tot ne întrebi de motoarele boxer, boxer nu există decât longitudinal amplasat. Transversal, nu cred. Și mai la motorul auzit. Țin minte, am fost la unul de a dat motorul jos și a desoclat blițe de la așa alea când am șirat pe lângă, în fața mașinii. O, leu. M-a sunat un băiat după TikTok, a văzut filmare la asta când sunt băiatul ăla pe la ușă. A fost cu un sprinter de la cu 3 panouri, cel mai mare mi se pare că e ăla. Și toate panourile, tot ce au schimbat bucățile de la schimbatul ăla asta, le-au prins în șuruburi. Cum i-au prins în șuruburi? Uite așa. Nu cred așa. Cine a avut aparat de sudură? Nu știu. Și de izolat între ele ce-au băgat? Nu știu. Iar mi-a mai venit unul cu un Golf 5, cu pragurile schimbate, le-a prins în pocnituri. Eu un pe aici pe la... Dar asta cu pocnituri e o soluție, dar e multă muncă și... Păi da, unde a prins pocniturile, nici n-a dat chitul gros să nu se mai vadă pocniturile. A rămas să vedeau, îți prindeai pantaloni în ele. Da. Ultimele 3 minute, băieții, dăm stingerea, plecăm noi acasă. Domnul Preda caută loc de parcare și să-și mai asculte un pic boxele din eșapament. Ia să vedem, am vrut loc. Dedicați noaptea, a tras camera din priză. Asta și mă încerc, să nu-mi trebuie. Păi, ai pus, bă, grilele! Bine, nu știu dacă vezi, rămâi cu văzut. Da. Aoleu, uite mă și tu, bă, ce-au adus la bloc, Nea Mihai. Ia, bă, uite tu, uite, coleos. Păi, pe locul tău! Mamei! Bă, cât e de urât, bă, nu se poate, și negru. Și pe locul tău de parcă, dar de ce să vedea al negru? Păi, ți-a făcut negru afară. Trebuie în ufa roșii deja? Da. Uite, dacă îi dau cu... Zoom. Ajut cu lumina. Lasă-l pe color, că e mai bine. Păi da, dar să vede becul ăla prins la cameră. Aaaa, uite. A, până nu mă duc acasă. Unde te duci? Logan. Upa, uite spațiu aici. Pune-l pe aici să iasă repede afară. Și să stea acolo. Logan, Logan. Și la alte mai încoa. Logan. Robe, nu vreau să fiu rău, dar la mine în cartier n-are nimeni Logan. Bă, tu stai în cartier. Nimeni. Și era, e băiatul ăsta care e prieten cu noi, care stă în 1 mai și el a spus același lucru. Ia bă, hainele, dacă am ajuns, uitați, în anii ăștia, în vremea asta de o trăim, am ajuns, mi-a zis iubii, pune și tu camera pe haine, să nu le mai fure. Păi chiar și haine fură? Să fură, cum să nu, mi le ia după sârmă, uite. Dacă pui în față, știu, preche de blu sau Adidas sau ceva, bă, te-a lăsat fără ele. Nasol. Ia bă, topoganul, uite, bine, Mihai, am reparat topoganul, uite cum stai aici, bărbatos. Topoganul Nicu? Păi da, păi l-am... L-am sudat? L-am spart puțin. Tu? Da. Păi da pe el. Eu mă spun, mă faci cu trotineta aia lui Mica Electrică. Da. Prinde blugi cu pisică. N-am timp să iau și eu 2-3 sași din Isipție, pun pe aici, am găsit în colțul ăsta să joace. Plătește pe cineva? Îi găsisem aici. Pe Neauricul m-a zis că are și saci. Te duc o basculă. Are, nu basculă. Cum ar fi să-mi vine cu bascula, să basculez de acolo. Ar fi ceva. Găsisem și mașină și saci, aveam și lopat, aveam de tot. Dar plouase și la nisipul. Băieți, ultimul minut. Dar poți să încarc în asta cu lopata direct și după aia trag covorul ăla din ne-ai luat tu. Nu? Da. Îl spăl și gata. Tof. Doamne. Iulian, prietenul nostru, da. A avut cheia pe ușă la vopsit. Uh-huh. O lor și cu ce curăță un geam gaza București.
Iulian la, la reprezentanță? O lamă de cater nouă. Îi dai așa una lângă alta, pac, cu lamă, pac, pac, pac. Și se face nouă. Eu am și, am un de la special. De... Dar merge cu din oameni. Și dacă spică pe elementul nou, ai pus-o. Sau pe plasticul ăla, pe un plastic negru sau ceva, se albește, așa cu lama de cater, da. Ești atent și nu dai. Sau Iulian, dai o fugă pe aceea când mai vii pe la Caracal și durează. Îți dau, am, e un fel de, cum e sârma aia, buretele alea de vase, dar e făcută special pentru degazat. Am un rol de aia atât de mare. La reprezentanță. Ce vă se întâmplă? Și ăștia fac figuri pe aici, plătesc 5 milioane sau 4 pe element, pe element. Eu, eu, un gazaj și geamul. Și un gazaj geamul, cum făcut nu știu ce. Bine, eu mă uit tot timpul să nu fie gazate, dar am întâlnit cazul. Cazul în care au venit cu ele gazate și i-am spus dinainte, vezi că mașina e gazată. Petișor militarul, fă turos de un Puma este că și noi ne dorim să facem asta. De unde? Skoda Superb 2, o mașină... Foarte bună, dar pe cât este de bună, pe cât este de urâtă. Toate motoarele Euro 5 de 2 litri sunt bune. Gata, dăm stingerea. Mică, medie sau mare, SUV, obiective, modele, trebuie făcut. N-am înțeles ce vrei să spui, Jack Costi, dar ne poți întreba într-un live viitor. Să vedem luni seara ce discutăm cu domnul Păun, ce facem cu apa grea și alte subiecte. Până atunci, dacă aveți nevoie de domnul Preda, îl găsiți în rubrica Despre, cu numărul de telefon și contul de Facebook. Nu zic să n-aveți nevoie de el, depinde câtă nevoie, adică gen în spatele meu sau așa mai o triplă. Ne vedem cu bine, sănătate, să trăiți, seara bună! Numai bine! Și nu trebuie să ne